Dragii noștri, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Remedii pentru Sănătate, o emisiune care vrea să vă informeze corect și direct de la sursă despre cum să trăim mai sănătos. Avem invitat astăzi în fața micilor ecrane o doamnă, o distinsă doamnă în lumea sportului și a sănătății. Este vorba de nimeni altcineva decât doamna Ica Sigartău. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua! Poate unii da, unii nu mă cunosc. Mă numesc Ica Sigartău, sunt profesoară de profesia mea, antrenor de gimnastică ritmică, am lucrat la liceu sportiv aproape 40 de ani. Aici în Bistrița, da. Da, în Bistrița, adică și la Brăila 6 ani plus aici, deci așa ar face 40 de ani. O, Doamne ajută! Am înființat gimnastica ritmică la Bistrița. Wow, deci sunteți erou! Da, secția de gimnastică ritmică care există aici în oraș a fost înființată în 84, în 1984, când eu am venit de la Brăila. Și unde ați fost, scuzați-mă, unde ați fost prima dată? Că eu am făcut în 84 gimnastică, dacă nu mă înșel, și nu mai știu cu cine am făcut. Atera de mică. Deci a fost o secție care s-a desfințat, s-a autodesfințat, dar care nu a avut rezultate. Pe urmă s-a înființat această secție cu sală, cu covor, cu nu știu ce, toate cele trebuincioase în gimnastica ritmică. În 84 s-a dat în folosință sala de la Generală 2, care a fost pregătită pentru gimnastică ritmică. Și am lucrat până în 2016 la liceu sportiv. Întâi a fost CSS, pe urmă așa, și rezultatele au venit în timp, foarte frumoase și cu sportive deosebite, de campioane naționale, de în loturile reprezentative ale României, pe plan internațional au concurat mondiale, europene, așa, și a fost o activitate foarte intensă. Pe urmă, în 2016 am avut ceva fete care au lucrat cu mine și care acum au preluat secția de gimnastică, adică au preluat în 2016. Sper să aducă și ele rezultatele pe care le-am avut noi, să facă tot ce trebuie, pentru că sunt tinere și sunt puternice, pot să lucreze. Iar de un timp, din 2016-2017, am lucrat la o secție privată de taekwondo, unde m-am desfășurat așa, cu cele care erau, m-am adaptat exact tipului de taekwondo. Pentru că acolo era nevoie de o mobilitate mai mare, de o susținere, de o pregătire sportivă adecvată. Și am reușit să mă adaptez eu lor. Asta ceea e o performanță, da. Ceea ce se poate spune că omul întotdeauna se poate adapta acolo Absolut. Unde vrea el. Absolut. Deci nu există nu pot, nu există nu știu, nu există nu. Dacă vrei, poți să faci orice. Mai exact, preparator sportiv, cum ar fi să traduce. Așa s-ar veni acolo, preparator. Pentru că baza vine din ce se pregătesc elevii. Da, dar nu știu, termenul ăsta de preparator sportiv mi se pare puțin nedefinit. Aha, lasă pentru loc că, de da, e ambigu. Pentru că preparator sportiv înseamnă acolo pregătire fizică, da, așa, da. Că te doare colo, te doare de încoace, faci aia, faci aia. Preparator sportiv înseamnă pentru mine unul care într-adevăr știe anatomie, știe fiziologie, știe sport. Acum, abia acum v-ați prezentat. Da, așa. Știe sport, este bun profesionist în ceea ce face, le poate foarte ușor trece de la, un lucru la altul, pentru că până la urmă mișcarea ca bază este mișcare. Da. Așa. Indiferent că tu o adaptezi, că tu o prelucrezi, că o consolidezi, că o perfecționezi, că îi dai acolo la fiecare exact pe domeniul lui, este cu totul altceva, dar baza este bază. Așa și aia e. Nu se strică, indiferent ce sport ai face. Ce frumos ziceți! Și frumos. Sportul eu consider că este bun de când ești mic până mori. Așa. Deci sportul nu strică la nimeni, sportul este o integritate absolută a noastră în viață
Așa, cu cât reușești să faci mai mult și să faci mai bine și cât îți trebuie ție și ce îți trebuie ție, că nu-i voie să... depinde de vârsta, de nivelul la care sigur, ești. Sigur, să adaptăm ceea ce pentru că toate sunt eșalonate. Putem sau ne ține, da. Toate sunt eșalonate la vârstă, la modul de nivelul de pregătire al sportivului sau omului, că sportul nu înseamnă numai performanță. Absolut. Sportul înseamnă, în general, o întemeiere a corpului frumos. O formare, o sculptare a corpului, asta înseamnă sport. Ce frumos, da, pe de-a întregul. Pentru că ceea ce faci pe din afară se vede și în modul în care gândești, te determină în anumite lucruri când nu poți să iei decizii, este mult mai ușor să faci, să iei o decizie, este mult mai ușor să te pliezi pe anumite lucruri care ți se par anormale, dar le faci, da, pentru că poți să le faci până la urmă. Și sportul este un curaj, este o modalitate de a trece de ceea ce tu crezi că de neputința aia. Exact, nu pot, dar și totuși nu pot. Da. Deci noi avem foarte multe neputințe pe care noi le blocăm și ziceam, da, nu o să poate. Nu luăm ca atare și da, nu e așa, într-adevăr. Și pe urmă, sportul înseamnă sănătate. Sănătate. Pentru că nu, poate nu abuziv, un sport abuziv înseamnă numai sănătate. Asta așa. Sănătate înseamnă modul în care tu îți găsești toate mișcările care îți fac bine. Da, da, și cum, da, impactează în viața ta. Că să mergi nu știu câți kilometri, nu e adevărat, nu este asta, ci să mergi, dar să adaptezi la cât poți tu merge. Corect, și să te simți împlinit, nu să fii frustrat că altul face și tu nu poți. În general, omul poate face exact ceea ce își dorește el și să ce facă. Crede că poate, da. Ce frumos, foarte frumos, da, ați descris. Asta am simțit eu în cariera mea și asta simt, că dacă luăm sportul de performanță, care este, performanța înseamnă performanță, aia impune niște reguli mai stricte, niște reguli care tu, dacă nu le respecti, nu ajungi nicăieri. Cât ai fi de talentat, efect, da, cât ai fi de talentat, sportul înseamnă de performanță disciplină. Înseamnă disciplină, înseamnă totalitatea alea a toate laturile care trebuie să le împlinească un om. De un psihic bun, o voință bună, o determinare bună, niște factori din afară care să-ți fie energie pozitivă și nici sigur de cum negativ. Și atunci poți să faci sport. Și dacă ai și talent, că talentul înseamnă normal cel mai mult din tot, dar eu am întâlnit sportivi talentați care nu au arătat talentul pe care l-au avut. S-au blocat, au rămas undeva, că e de ajuns atât. Deci sunt laturile astea tocmai de care vă... psihologice, da, care pot să ne țină care, sau să, da, ne ajute din contul zicea, depinde. Păi nu, că eu decât să-mi stric nu știu ce, vai, da, munca. Munca contează, contează de multe ori mai mult ca, da, talentul. Și am ajuns la concluzia că un copil care are niște calități motrice bune pe care le poți dezvolta, da, înseamnă foarte mult. Foarte mult. Că ne uitam zilele trecute, de exemplu, la not, când, da, a fost campionat european de not la noi. Ce înseamnă, de fapt, talentul? Talentul înseamnă nativ, o chestie care tu te naști cu ea. Faci cu ușurință. Faci cu ușurință totul. Dacă ești ai și un pic împlinit de, da, ai mintea mai bine dezvoltată și ai un psihic bun și ești ajutat, poți face mult mai mult decât oricine. Și ușor. Pe când cealaltă este mai multă muncă, dar o faci și o fac copii, o fac sportivi, care pur și simplu te uimesc. Te uimesc. Prin atitudinea lor, prin dorința lor, prin redarea lor personală a tot ceea ce își doresc ei și asta te stimulează pe tine ca profesor. Ce frumos! Îți dă ție energie și energie curaj și încredere că poți să faci, da, mai mult. Da, ce frumos! Următoarea întrebare se leagă foarte mult de prezentarea noastră, în sensul că are impact asupra vieții sportivului de performanță, sănătatea, mai exact, cum am putea
sau se îmbină remediile pentru sănătate, unde tocmai v-am invitat, cu sportivul de performanță și cu sportul în general. Da, absolut. Deci astea sunt legate, sunt așa ca două, ca doi gemeni. Exact. Ei nu se pot despărți. Fac una bine și nu fac cealaltă, nu este bine. Deci este sportul în general, se spune că îl faci ca să fii sănătos. Da, așa e. Și atâta timp cât el determină o sănătate, tu capeți încredere. Dezvoltă ce dezvoltă? Dezvoltă un psihic bun. Un psihic bun. Și dacă psihicul este bun, psihicul determină sănătatea omului. Absolut. Ești un om sănătos psihic, poți să-ți învingi anumite chiar boli. Da, chiar da, absolut, boli. Absolut. Eu am avut o sportivă în primii ani de învățământ la Brăila, am avut o sportivă care a avut un picior mai scurt decât celălalt, cu aproape un centimetru. Deci aproape un centimetru. Wow. Da. Era pur și simplu șchiopăta. Că na, e ceva. Și după un an jumate, fetița aia a mers normal. Ce înseamnă voința și încrederea? Pentru că se fac mișcările, a avut o voință fantastică, indiferent cât era de greu, indiferent ce s-a întâmplat, ea dorea să fie normală, să meargă. Și făcea elongații, mișcări de întindere, da. Mișcările astea care în gimnastică se fac. Sunt tot tipul prezente, da. Da, sunt absolut necesare și în general unui om este necesară întinderea musculară, întinderea frumoasă a musculului, întindere dureroasă musculară. Da, deci da, armonioasă, plăcut, sigur. Da, o întindere, o dezvoltare pe elasticitatea mușchiului. Sau la ea tocmai asta s-a întâmplat. Poate nu că era ea, poate dintr-o defecțiune de mers, da, de neatenția, da, părinților, da, de nu, da, știu ce, a început să-și șchiopăte și tot mai rău. Ei, în momentul ăsta ea s-a făcut bine și a fost o sportivă de înaltă performanță. Ce frumos! Da, a fost selectată în lotul național, deci pentru mine, eram tânără, și mi-a dat o încredere fantastică în viață. Am spus, Doamne, nu orice poți să învingi. Când am văzut un copil că poate să facă lucrurile astea, de ce n-ar putea un om? Da, aveți dreptate. Și îți determină, deci, pe lângă faptul că toate organele noastre capătă o altă formă, o altă întărire, o altă funcționalitate. Ei, când ele funcționează corect și când mintea noastră este bună, atunci toate se armonizează, toate lucrează ca un tot unitar. Da, ce frumos. Și este necesar și în general la sportivi, că se spune uneori că sportivul este mai puțin dotat, știu eu, intelectual sau nu știu ce, nu e adevărat. Dacă sportivul este lăsat să nu se dezvolte, dacă sportivul este, știu eu, oprit din procesul ăla de evoluție, din de dezvoltare, sigur. Când el nu mai citește nimic, când antrenorii nu-i mai cer nimic, atunci da. Normal că regresează ca Dar, în orice. Dar eu cunosc antrenori care chiar învățau cu ei la un loc. Și sunt oameni foarte valoroși și sportivi foarte valoroși care și au o minte foarte bună. Sclipitoare, da, chiar. Da, pe cuvânt. Eu cunosc oameni din ăștia și nu pot să afirm cu tărie că aceasta este doar o vorbă lansată așa în lumea sportului, că dacă face sport... Probabil de cei care nu fac, scuzați-mă, da, că v-am întrebat, dar așa e, că da. De obicei știți cum e. Și că nu-mi dau copilul, că copilul, da, meu, dacă îl dau, da, acolo, nu, indiferent, da, ce sport face. Da. Sporturile toate sunt benefice. Sigur, și la modul, da, penetrabil de acel toate sunt individ, benefice. Nu trebuie până să facă... Până unde copilul poate asimila. Când un copil nu mai poate asimila sau nu mai vrea și să dezvoltă o latură mai puțin pozitivă, da, pentru că sunt și copii cu care greu poți să lucrezi, că așa e oriunde, și oamenii sunt diferiți, noi suntem, da, prototipuri diferite de personalitate, de tot, și atunci este greu, dar eu zic că toate astea formează o unitate, un tot unitar, ca o melodie. Melodia, exact, dacă este frumoasă, e melodioasă, și curge. Da, dacă curge, ea, exact, curge, atunci te mângâie, îți place ceea ce auzi, îți place. Ei, așa este și organismul nostru și corpul nostru. Cu cât îl lucrezi și îl lucrezi armonios, cu atât el arată bine și se încadrează în tipologia aia de om frumos,
Eu am văzut sportiv mai urât, dar în momentul în care am văzut și cum lucrează, luminau totul, pe cuvânt. Cred că și eu am făcut parte din lumea sportului, da, pe frumoasă, ca elev. Țin minte o sportivă din Bulgaria, era campioană mondială. Și când o vedea așa, ca și... era așa negruță un pic, era mai... nu era frumoasă cum erau alte colegi ale ei sau... dar în momentul în care intra pe covor... lumina, cred. Doamne, pe cuvânt, ți se făcea vorba lui Oana... pielea găină. Pielea de găină. Nu mai știai cum să o vezi. Vedeai numai ce exprimă, vedeai atitudinea, da, aia, da, expresivitatea feței. Nu, era un mușchi care să nu iasă în lumină, în lumină, să se vadă. Exact. De la privirea ochiului, de la tot și... în general, și sănătatea noastră, este o formă de manifestare a ceea ce dăm noi afară. Absolut, absolut. Da, noi dacă suntem niște oameni mai introvertiți, mai, nu știu eu, suferim mai mult din toate punctele de vedere și a sănătății, da, și a dezvoltării noastre pe parcurs, pentru că tot ce facem, parcă facem împotriva noastră. Da. Sau orice nu ni se pare de ajuns de bun, de ajuns de... ei, sau oamenii care sunt oameni normali, da? Indiferent ce ar fi ei, nu neapărat să facă sport, dar ce au ei în interior și ceea ce gândesc se transmite pe față. Sigur. Asta și ceea ce filtra, simt ei. Eu dacă simți ură față de cineva, normal că vei avea o față mai posacă, mai uricioasă, mai strâmbă, mai nu știu cum. Chiar în momentul în care ție, știu eu, ai reușit să învingi și aia, și aia, și aia, deja tu poți să-ți manevrezi tot ce simți. Da. Și tot ce ai în interior se vede, da, dai pe față, ai acel zâmbet și acea atitudine întotdeauna pozitivă. Da, și încrezătoare, și e important. Și poți să ajuți pe alții să fie. Absolut. Cu o vorbă, știi cum se spune, o vorbă bună... mult aduce. Vorba dulce, mult aduce. Da. Vorbă bună e binevenită. Da, zice că te-a încurajat poate atunci când ai avut nevoie vorba aia. Ți-a fost de ajuns, poate n-a făcut nu știu ce lucru pentru tine. Dar poate că ai momente în care sigur ai nevoie de un șut așa, de un șfang în față. Cu toți avem nevoie, și clar. Și toți avem nevoie, da, pentru că noi credem în cuvinte. Foarte mult. Făceați asta, așa, încurajați elevele? Da, încurajam elevele, însă eram și severă cu ele. Severă. Da, eram severă, pentru că vezi cât ești sportiv, nu vezi partea bună a profesorului. Știi, nu vezi numai partea aia bună, că te învață anumite, că vrea să fii mai sau bun, că este sever pentru că așteaptă mai mult de, da, la noi, nu că... ei nu așteaptă, ei vor să fie totul ușor și bine, să nu aibă niciun fel de durere, niciun fel de nedă. Doar să fie. De să fie acolo, da, să nu fie greu, să nu deranjeze un anumit stadiu în care el e învățat. Ei, sau eu într-adevăr am cerut de la sportivi. Și ați făcut bine, am și dat, eu am dat maxim, ce am putut eu. Deci am dat maxim, am cerut maxim. Se vede, ați avut cupe, premii, câștiguri la nivel național, internațional. Am avut și, nu știu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să fac lucrurile astea. E clar că de acolo primim tot. Dar întotdeauna, eu unui sportiv i-am spus atât, dacă nu vrei să faci, nu faci. Corect. Exact. Și m-am întâlnit cu o fostă sportivă de-a mea în Timișoara. N-am recunoscut-o, o făcut mai puțin, dar mă rog, o să a făcut vreo 2 ani, era mare, n-am mai recunoscut-o. Și a venit la mine. Ce frumos. M-a salutat, m-a pupat și m-a întrebat dacă o cunosc. Zic, ei, mi-a spus, doamna Ica, eu, când mi-era greu, mi-aduceam aminte de dumneavoastră, nu vrei să faci mai mult. Wow, în viața poți, de zi cu zi poți, vă referiți. Da, ce poți, frumos. Dar nu vrei. Opa. Și atunci asta era imboldu pentru, da, ea. Zice, pentru mine a însemnat enorm. Și mi-aduceam aminte, dădeam de greu, ziceam, mă, nu mai pot. Și zice, puteam dintr-o dată. Mi-aduceam aminte că îmi spuneați, nu vrei, de nu poți. Dacă ai vrea, ai reușit să învingi anumite lucruri. Ei, și asta e important unui om.
Ce frumos. Să o bagi în cap, să-l poți bine, știu eu, inocula ideea că el poate face orice. Adică și putința și neputința și, țin clar de noi. Da, țin absolut de noi. Este chiar așa o balanță foarte bine echilibrată, poate mai mult neputința. Da, 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 pentru că ai o accesăm. Aia trage mai, da, aia trage mai greu, da. E grea munca din spatele... E grea, dar e... Performerului, ca să zic așa, da, pentru e că foarte grea. Este un antrenor e clar. E grea, dar este foarte plăcut în momentul în care ai reușit rezultate. Să... Da, ca sportiv, în momentul când simți că ești important. Când știi că lumea se uită la tine, da, când știi ai că muncit, dar uite, am... Face enorm de mult. Ce face frumos. Enorm de mult. Și te bucuri pentru... Tu, ca antrenor, te bucuri pentru toți copiii. Rezultatele lor, sigur. Pentru toți copiii te bucuri. Indiferent cum ar fi, simți că el a fost și toată viața va fi așa. Pentru că știi că ai făcut ceva pentru niște oameni care te apreciază, poate mai târziu, poate mai devreme, unii depinde cât pot ei să proceseze. Să ducă și să proceseze, exact. Dar unii își dau seama că cum ai fost pentru el, ce ai însemnat da, pentru da, el. Exact, sunt, ca un al doilea sunt părinte. Sunt oameni nerecunoscători o viață întreagă. Atunci asta e de la ei, cum ar veni da, asta, ei dar sunt oameni care îți recunosc și eu cred că... În general, noi, la toți profesorii noștri și nu numai de sport, la toți trebuie să fim recunoscători. E clar că așa e. Pentru că toți ne-au ajutat într-un anumit fel. Sigur, Că a fost mai rău. Păi poate că acolo am reușit să pătrund eu mai bine. Da, da. Acolo am reușit să mă formez mai bine. Că acolo unde am fost lăsată să fac mai așa... Am făcut și n-am făcut, am făcut că se putea. Am trecut fără să știu, să aprofundez ceva. Da. Și chiar poate că noțiunile nici mi-au rămas în memorie. Dar acolo unde mi s-a cerut, acolo chiar sunt mândră că am făcut. Și așa e fiecare om. Vă urmăresc pe Facebook postările și cred că zilnic, dar nu reușesc să vă văd zilnic. Zilnic aveți felicitări, un nume, felicitări persoane care încă fac gimnastică și vă văd cum le susțineți și da, sunteți da, foarte, foarte bucuroasă pentru acele persoane care bănuiesc că v-au fost cândva eleve și au continuat. Eu am, am așa o relație cu sportive chiar care nu mi-au fost sportive. Ce frumos! Uitați, eu nu v-am fost și da, avem o relație frumoasă. De exemplu, o sportivă din Piatra Neamț m-a căutat atât de mult până a reușit să mă găsească, nici nu i-am mai recunoscut numele, că o știam, îmi plăcea de ea așa, dar nu mai rețineam numele. Căsătorită, are copii, are nu știu ce. Și mi-a trimis un mesaj în care îmi spune, doamna Ica, eu când mi-aduc aminte, eu când mă uitam pe covor și întotdeauna zâmbeam la sportive. Indiferent de unde ar fi fost. Nu contează, eram da. Arbitră, dar întotdeauna îi zâmbeam, că știam ce greu e ei acolo. Ați și arbitrat, să înțeleg. Da, toată viața. Vedeți, asta e o surpriză, nu am știut, vă felicit. Da, eu am fost arbitră internațională. Wow! Și, zice, mi-aduc aminte când mă întâlneam cu dumneavoastră, întotdeauna aveați un cuvânt să-mi spuneți ceva, mă mângâiați, îmi spuneați ceva, extraordinar, ce v-am iubit. Zice, noi toată grupa v-am iubit. A fost așa un moment de plăcut. Da, persoane de care plăcut, probabil care nici nu mai țineați minte da, sau și ele trăiau cu ideea că noastră da. S-a pus și o piatră de temelie. Așa, Popei, mi s-a părut prima dată că e o glumă. Da, numele Popei. Un pic cu, nu zic, știu, doamne, zic, asta e chiar o glumă, cineva și-a pus numele ăsta de Popei, știi? Uh-huh. Și chiar era un sport de gimnastică, asta a fost foarte frumos, foarte interesantă chestia și discuțiile noastre au mers pe calea aia că chiar am zâmbit. E frumoasă povestea din spatele reușitelor, chiar dacă e vorba de alte persoane, pentru că până la urmă reușita se reflectă și în viața noastră și foarte frumos să vedeți peste ani că poate ați zâmbit doar cuiva. Zic așa cum în genere... faci tu, așa cum mulțumesc, faci tu, mă încurajați tot timpul. No, ești un model pentru toată lumea. Mulțumesc. Și eu chiar mi-ești foarte dragă și știu ce muncești și știu cât muncești da. Și oricare antrenor știu ce face în spate. Da. Eu știu ce se întâmplă în viața lui. Și asta urma să vă zic că am ajuns să mulțumesc că și mie fac sport de masă, nu se compară. Da, e foarte important. Și trebuie să ne mai vedem o dată, cel puțin încă o dată, emisiunea. Timpul eu curge. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat. Și eu vă mulțumesc. Chiar îți mulțumesc. Suflet. Tu știi că ești în sufletul meu și întotdeauna, pentru că eu iubesc oamenii care fac ceva da. Și îl fac util. Că îl fac de performanță, că îl fac de masă, că îl fac de orice, dar știu pentru ce fac.
Așa e. Atunci o să lansez o invitație viitoare, e publică. Mulțumesc. Și vă așteptăm cu drag. Mulțumesc data viitoare. Mult. Până atunci, dragii noștri, aștept să ne revedem cu bine.